Sucevenii și-au arătat susținerea pentru Klaus Iohannis. În județul Suceava s-au strâns 105.000 de semnături pentru Klaus Iohannis, cu 25.000 de semnături peste target. Obiectivul declarat al PNL a fost să strângă peste 2 milioane de semnături, cu mult peste cerința legală de 200.000. Semn clar că președintele Klaus Iohannis are cea mai puternică susținere dintre toți candidații pentru Palatul Cotroceni. Obiectivul a fost atins și peste 2 milioane de români au semnat pentru președintele Klaus Iohannis.